Salutare! Noi suntem în Dodi și astăzi discutăm despre capitolul 14 din cartea Rothbard, Manifestul Libertarian, numit Războiul și politica externă. Despre ce ne vorbește el? El ne vorbește despre cum statele sunt ilegitime și agresiunea e de obicei asupra unui individ. Un individ poate să fie agresor, un individ poate să fie agresat. Sau, să zicem, mai mulți deodată, dar tot indivizi sunt. Aici putem să observăm deja că și statul, când Rothbard dă mereu în stat, statul e făcut din indivizi care sunt agresori. Asta sună așa ca o altă emisiune care vorbește despre chestiile astea. Să nu uităm că sunt niște oameni care fac chestiile astea, nu e așa o instituție abstractă. Mie mi se pare că uită. Este, adică dacă ține de chestia asta pe la început, da, până la sfârșit uită complet. Dacă de... justifică, da, o să povestești mai încolo ce nu-ți convine. Uite, vouă, mi se pare că e împotriva războiului per se sau e doar împotriva unui anumit tip de război, de exemplu, împotriva unei intervenții externe? Bine, face două diferențe aici. Zice că da, că libertarienii nu sunt pacifiști, în sensul că nu sunt împotriva războiului per se, adică nu sunt împotriva, dar pe de altă parte spune că atunci când e război, libertarienii zic, păi mai bine se termine. Da. Deci el nu spune că dacă vine cineva peste tine, deci un pacifist, da, spune dacă vine cineva peste tine și pacifistul ar zice, lasă-mi de, de la Dumnezeu, da, ia și du-te. Pe când libertarianul scoate arma și zice, don't step on me. Respinge da. Agresiunea, da. Dar pe de altă prin parte, violență. Pe de altă parte, mai în continuare a ideii, când intră în capitol, zice că războiul în sine e, poziția libertariană e să se termine. Adică libertarienii când se apucă să, ce ar trebui să facă libertarienii în cazul unui război? Să ceară să se termine. Asta e ce spune el cu subiect predicat. Da. Uite, ca să-ți răspund direct la întrebarea ta, ce cred eu, că eu cred că Rothbard zice războiul e rău făcut de stat, într-un fel ce zice Validere, e rău că e făcut de stat pentru că sunt victime cu tot felul de inocenți, ori sunt luați cu forța să atace, ori sunt bombardați nevinovați în zonele victimă, să le numim, ca să simplificăm, în același timp, cred că nu e împotriva apărării violente de agresiuni. Și da, dar dacă statul e o organizație agresivă, chiar și dacă e război defensiv, ești agresiv, nu? Nu, stai, asta mi se pare. Asta da, da. Costel, da, mi se pare că asta e distinția. Mi se pare că dacă ești violent, poate, nu, asta nu spune că ești agresiv. Nu, mi se pare partea, că e o distinție. Partea agresivă din război, uite, putem să o ilustrăm ușor cu Ucraina și lumea o să zică, păi, dar ce vrei să facă altceva, știi? Deci Ucraina, da, a oprit toți oamenii în țară, toți bărbații în țară. Da? Deci asta e o parte agresivă. Statul da? Ucrainean e agresiv față de indivizi, da. Dar nici dacă nu dacă ai armată, dacă ai armată conscriptuită, știi? Uh-huh. Nu din voluntar, da? Și trimite pe aia acolo, zic, te apără, bate cu rusul. Uh-huh. Iarăși e o parte agresivă. Adică pentru că totul plătești, nu? Exact, într-un război, da, chiar și ăia care se apără sunt și agresivi. Acum Rothbard spune pe parcursul capitolului de vreo 2-3 ori că există nuanțe și grade în care, adică că unii combatanți sunt mai puțin vinovați decât alții. Și poate unii dintre ei combatanții efectiv, știi, soldații din teren, nu sunt neapărat vinovați deloc. Adică dacă tu ești un soldat și doar ai tras împotriva inamicului, tu nu ești vinovat cu nimic acolo. E ca și cum ți-ai apărat viața. Fiind obligatorie. Da, armata fiind obligatorie. Mai, cu atât mai dihai dacă ești voluntar. Nu, mie mi se pare că ai o situație de război just. Când vorbește, el exemplifică asta prin chestia din India. Ar fi trei trăsături. Aia e o mare. Ar fi trei trăsături. Unu. Aia este iarăși o mare. Stai, arme, să nu dai cu arme limitate, arme pre-moderne, să nu dai cu bombe nucleare, pentru că așa omori civili. A doua era să n-ai armată obligatorie. Și a treia era să războiul să fie finanțat din donații.
Voluntari. Logic. Și asta mi se pare chiar că e, nu calcă principiul în agresie. E un tip de război just. Adică nu agresez deloc. Stai. Îi dă pe finanța din donații. Da, după ce, ce s-a întâmplat tot ce ai zis tu, depinde ce faci cu această adunătură de capital violent. Nu contează, e o donație. Că nu ai donat mafiei, dacă tu donezi mafiei... Trebuie să delimitezi acțiunea, deci resursele astea. Să zicem că ai niște miliardari care îți plătesc tot. Trebuie să soldați, păstreze arme. Și primele condiții, Alex. Deci nu tragi în inocenți. Da, nu folosești arme nucleare. Să rămâne just. Ca să rămâne just. Deci Costel a dat trei condiții. Da? Prima dintre ele era să nu folosești arme de distrugere în masă, care se extinde la faptul că să nu tragi în inocenți. Bine, dar tot poți să rămâi agresiv. Eu asta sunt blocat un pic. Nu e ca și cu o organizație mafiotă. Cum poți să agresiv în exterior. Fii agresiv și să nu tragi în inocenți. Asta două nu se... Nu, cred că n-am fost atent. Deci, din acele trei trăsături, dacă tu le aduni totul voluntar, fără arme mari, tra-la-la, și te duci și atași pe unii, e ok. Păi asta spun. De apărare. Scuzați, ok. Eu am o senzație că tu ziceai, păi și rămâne statul cu ele, ceva de genul ăsta. Păi și chiar dacă rămâne, ca și cum tu ai donat un laborator de informatică la stat. Da. Înțelegi? Da. E în proprietate legitimă, ca și cum ai donat unei organizații mafiote. Yes. E proprietatea lor legitimă, chiar dacă ei au alte venituri nelegitime și nu știu, din taxe de protecție. Dar banii pe care i-ai dat, nu sunt voluntari. Și acțiunea lor e voluntară. Deci acțiunea, dacă ucrainenii apelează doar la metode voluntare, acțiunea lor de a folosi soldați și nu știu ce, nu e nicio agresiune. Uite la războiul ăla din Pakistan de care ai adus vorba. E, acolo mi se pare că e iarăși un pic de naivitate de la Rothbard. Din păcate, eu am senzația că în capitolul ăsta el se face foarte, foarte puternic vinovat, pe de-o parte și de naivitate, și pe de altă parte nu mi se pare că abordează lucrurile cu aceeași consecvență pe care a abordat-o în celelalte capitole. De exemplu, când zice el acolo că, domne, că soldații indieni au intrat și au atacat numai soldații punjabi. Ok, maybe. Adică nu e corect istoric. Adică n-are de unde să certifice. Să certifice chestia asta. Adică dacă vrei să exemplifici o chestie așa teoretic, putem să ne imaginăm foarte clar. Dacă încerci să dai și exemple istorice, te încurci pentru că n-ai cum să știi. Cum? Poate se bazează pe istorici. Istoricii spun că ăia... Exact ce este el. Da, dar și noi punem la... Tendința generală, nu că n-o fi omorât vreun inocent acolo. Tendința generală a fost să... În timp ce la Churchill sau alte situații, clar că chestia să dai în civile a fost... Ok, și aici ajungem la Churchill. Exact. Și aici e prima problemă pe care are Rothbard cu istoria. El spune la un moment dat, deci face referire și ai adus și tu vorba de chestia asta, de regulile războiului, legile războiului, care sunt ok dacă e să le analizăm. Ok, în sensul că statele neutre să le fie respectată neutralitatea și statele și combatul să se petreacă doar între combatanți, adică să fie doar armatele ok. Și după care vine el și spune nu cum au făcut aliații în cel de-al doilea război mondial, Churchill, sau începe el de aduce vorba de Churchill, care a bombardat Dresda. Da, e adevărat. În timpul celui de-al doilea război mondial, la un moment dat, în timp, aliații au bombardat, și nu e vorba numai de orașe germane, și când vorbesc că au bombardat, au dat cu bombe incendiare și nu au atacat numai ținte industriale, ci au atacat și orașe din Franța, au atacat și orașe din Belgia, tot la fel. Bine, nu cu acolo au fost bombe normale, nu au fost bombe incendiare, dar bombele incendiare au căzut peste civili în timpul cel al doilea război mondial. Peste civilii germani trimise de avioanele aliate. Însă nu e la momentul care a început lucrurile. Regulile astea ale războiului și atacul împotriva civililor își au originea mult mai înainte de al doilea război mondial. În primul război mondial, când Germania a invadat Belgia, Belgia teoretic și atunci și-a proclamat neutralitatea.
Germania a încălcat neutralitatea. Asta să zicem că e la nivel macro, e la nivel de strategie. Da? Trebuiau să treacă prin Belgia, că ăsta era planul Schlieffen ca să poată să învingă Franța. Da? Ei se băteau cu Franța, practic. Și, aveau de trecut prin și Belgia. Aveau de trecut prin Belgia. În sensul că Franța se apăra puternic la granița cu Germania, dar nu se apăra, nu construise nicio fel de apărare la granița cu Belgia. Și au trecut prin Belgia și, că dovadă, au intrat, o mare parte, au intrat în Franța. Deci majoritatea primului război mondial s-a purtat pe teritoriul francez. E, cât timp au intrat în Belgia, acolo a apărut prima instanță de represalii împotriva populației. Deci atunci au fost documentate în Belgia, făcute de către armata germană prusacă. Da? Ei s-au apărat atunci spunând că civilii belgieni i-au înjurat, i-au agresat, au atacat, au omorât ofițeri, okay, au atacat, da. Așa. Acum, problema e asta, n-ai de unde să știi cine a început, când a început. Da. E plauzibil să fi fost începută din partea belgenilor? E plauzibil. Rothbard ar zice, de exemplu, că e ok să reziști, nu? El e pro războiul de gherilă. Uh-huh. Da? Păi da, dar războiul de gherilă, prin definiție, nu e făcut de unități militare. Deci ajunge automat în situația în care armata trebuie să atace civilii. Că acei civili formează gherilă și atacă armata. Dar ei nu mai sunt civili. Ba sunt, conform regulilor, legilor războiului, da, respectiv, sunt. Asta e, de aici e una dintre lucrurile care sunt inconsistente la Orban, că ăștia sunt civili după un set de reguli, poate așa folosește. Dar sunt gherilă după alt set de reguli. Poate așa folosește termenii. Așa și în Afganistan e o gherilă și el zice, nu, una e gherilă, una e sunt civili. Deci e un spectru și aici ai civili, nu, sunt gherile, una e unul care nu e implicat deloc un civil și una e unul din gherilă care e implicat trup și suflet. Nu se poate face, eu zic că se poate. Se poate face, dar problema e că diferența dintre ei, da, presupune să știi ce e în sufletul omului. Cum se identifică. Adică are sens distinția. Apoi mă gândesc și la asta, că el vorbește de niște tendințe generale, știi, când spune că atacul asupra civililor vin mai încoace. Așa mergi pe vremea lui Xerxes și vezi că Xerxes a atacat civili și atenieni sau nu știu ce. El vorbește despre niște tendințe generale. Și al doilea lucru, dacă ăsta a fost prima oară când s-a documentat în istorie după apariția acestor reguli de combat, problema este doctrina aviatică dezvoltată de Germania nazistă înainte de primul război mondial. Mm-hmm. Deci vorbim aici de 34, 36, 38 și perfecționată în timpul războiului civil din Spania. Și doctrina asta se baza pe bombardarea populației civile. Deci aveai un oraș, da? Se pretează la Spania, era un război civil, da? Și aveai un oraș și acolo erau masate trupele inamicului. Ok, și tu nu te chinuiai să le spuneai, aveți un ultimatum, dați-i pe ăștia afară, dacă nu, vă dăm în cap tuturor. Se numeau și veneau avioane, pac! Bombardau. El n-a zis că Churchill și americanii au omorât. El așa exclusiv spune, ei au omorât. El așa zice, spune nu, naziștii n-au omorât. Că Churchill a făcut-o. Acum e foarte important să spui într-adevăr că și aliații au făcut-o. Dar mie mi se pare... Păi ăsta e elementul de noutate, pentru că Churchill e divinizat sau alții sunt divinizați. Naziștii e clar că sunt răi. Și Rothbard zice, ia uitați-vă și la ăștia. Că la ăștia nu prea vă uitați. Că istoria e revizionistă. Și el nu cred că se gândește Rothbard că nu omorau naziștii civili. Probabil că știe asta. Deși și aici o problemă. Există cumva așteptarea ca naziștii să încalce regulile războiului, dar părțile civilizate ale Occidentului să le fi respectat? Păi el așa spune, că numai dacă le respecti poți să mai rămâi să într-un mai război pretenții. Da. Mm-hmm. Uite că îmi face un comentariu la lista lui Schindler, da, că spune, domnule, filmul ăsta o prostie, știi, pentru că... Nu înțelege disciplina germană, ăștia nu omorau la întâmplare, știi cum ieșea la cu pușca și
ofițerul german. Adică și ei nu omorau, dar nu cred că are exclude că nu omorau naziștii civili, știi? Sau nu. Da, nu cred. Nu foloseau și asta. Dar ideea e că nu omorau așa, psihopat, la întâmplare, știi? Intrau într-un stațiu. Rothbard, deși evreu, spune că totuși erau mult mai disciplinați. Cine nu înțelege disciplina germană, știi, care ăla care a făcut lista lui Schindler, știi? Da. Bine, el de fapt aici vrea e interesant, să... mă rog, probabil istorici se duce mai bine, știi? Bine să recunoaștem că și istoricii au și setul lor de subiectivități. Da, dar unele fapte sunt, au un oarecare consens. Da, dacă sunt. În fine, critica principală pe care vrea să o facă și aici Rothbard este la adresa statului. Nu, dar uite, fără stat... Scuză-mă să te rog, dar nu e. E exact așa, că am cartea în față tocmai de asta. Zice... În forma modificată a interzicerii bombardării tuturor orașelor care nu se aflau pe linia frontului, această regulă a rezistat în războaiele secolelor recente din Europa Occidentală, până când Marea Britanie a lansat bombardarea strategică a civililor din al doilea război mondial. Deci asta e... Da. Asta e o greșeală de proporție. Adică, deci, în primul rând, raidurile peste Germania s-au petrecut după Blitzul din 1940 și 1941, da? Când germanii au bombardat Londra cu singurul scop de a-i face pe londonezi să ceară pace. Și ei nu. Și acolo au și ei n-au, și acolo a fost cel mai încăpățânat. Deci țineam minte corect că el vrea să dea vina pe britanici. Și nu e cazul. Asta era o doctrină dezvoltată, documentată de nemți, da. Da, din nou, probabil că vrea să, ce zici Costel mai devreme, vrea să arate că și părțile de obicei lăudate au făcut și ei... Asta e intenția, fel, să demistifici, da, uite, da. Dacă e discursul neoconservator, domnule, ce fac oamenii ăștia? Păi, răspunde democrația, nu? E rău să răspundești democrația, nu? Cu forța, cu forța, da. Ca chiorii? Nu, unii zic și cu forța, ok. Cu forța, zic că, da. Acei oameni se înșală. E ok și cu forța, orice Rothbard vine să demistifice. Dom'le, e ok să le omor copiii alora? Uite, de fapt are două argumente împotriva războaielor externe. Una e că ai victime colaterale, al doilea e că ai victime în interior, prin taxare, pe ai tăi. Poate sunt americani care nu vor să finanțeze așa ceva. Acestea două. La ideea e că noi, na, privim America ca pe un jandar care face bine. Uite, inclusiv discursul de stânga susține chestia asta. E foarte puțini, poate unii comuniști care se opun imperialismului. Dar, în general, parcă așa, fără să fim conspiraționiști, parcă până în septembrie 2001, discursul de stânga, da, era anti-imperialist, era America Man Bad. Cumva după septembrie 2001 nu ai mai auzit. Cred că foarte puțini au mai cârcotit, dar nu peste, au mai cârcotit libertarienii când a fost cu invazia din Irak, dar atât. Dar ideea e că acceptă, adică grosul leftist acceptă. Dar pe Obama nu mai zic. A mai deschis nu știu câte războaie, da, foarte bine, sunt eliberați. Uite, explică el o chestie interesantă aici. Are două state fictive, Graustark și Belgravia, da? Și unul dintre ei îl invadează pe celălalt. Și se apucă el să explice cum al treilea sau orice alt stat, dacă ar intra în conflict, extinde și complică agresiunea, adică trebuie să-i lase pe ea să se bată între ei, pentru că unul măcelărește nejustificat masele de civili dintr-un stat, crește coerciția fiscală asupra cetățenilor propriului stat, plus că, și aici, vezi, el se apropie, zice, în această epocă a identificării cetățenilor cu statul, statul al treilea care intră în război expune pe supușii săi bombardierilor sau rachetelor statului pe care
se percepe că îl atacă. Și în al patrulea punct este, ar fi recrutarea, care ce probabil că s-ar intensifica. Deci vorbim aici de un al treilea stat care nu era părtaș la conflict și vrea să intre. Mie mi se pare că el are o critică care nu știu cât de evidentă e din capitolul ăsta, la adresa armelor mari. Deci, așa cum ai face distinția între un pistol pus în toc și unul scos, mi se pare că el zice că dacă ai arme mari, ele sunt deja periculoase. E un fel de poziția, mă rog, rusească. La modul, la ce trebuie armele, la ce trebuie rachete de rază lungă? Ai de gând să dai în cineva cu ele? E un argument utilitarist. Din păcate, ăsta este unul dintre cele mai slabe argumente. Mie nu mi se pare că e utilitarist și mi se pare că e slab. Mi se pare că... Este utilitarist și e slab. Stai să-l încerc să-l apăr. E nelibertarian. Nelibertarian argumentul. Că... Încearcă să-l apăr totuși. Hai să-l apăr. Deci, când vrei să demonstrezi că o amenințare este o agresiune. Cu ce demonstrezi? Cu raza de acțiune. Da? Nu neapărat, că poate nu e armată sau nu știu. Poți să ai o bombă nucleară și nu e... Că nu e încărcată? Da, să fie un pas de ăsta mai spre amenințare, știi? Așa poți să țin într-un subsol dezamorsată, știi? Și bombă nucleară, știi? Cu asta pot și eu să fiu de acord. Că da, ideea e că dacă e puțin... Așa e în... ai toate sistemele astea, da? Deci ai 5 nivele. De DEFCON plus 0. Ok. De-abia la 0 se lansează. Ok. Împotriva ce am zis mai devreme, dacă vrei să ții... Cum zicea Peterson? Deci trebuie să ai posibilitatea să fii violent ca să încerci să asiguri pacea. Da. Și atunci îți trebuie arme mari. Nu, pentru că poți să o gândești și invers, că crește asta de amenințare, știi, domnule, dacă mă atacă rușii, dacă mă atacă americani. Da, niște arme nucleare cresc potențialul mie, de... Dacă tu știi că iau arcuri, poate nu ți-aș frică, știi? Mie mi se pare că poziția antinucleară a lui Rothbard aici vine din două părți. Una e curentul vremii, da, cartea fiind scrisă la... anii 70, un altul... Pentru noi e mai ușor ca trecut războiul. Știi ce? Exact. Știi ce? Teoretic, deci noi, general... teoretic noi suntem acum mai în pericol decât... Ai un general rus, deși, a băut niște vodcă deși, și... Nu, deși uite că nu. Aici trebuie să te contrazic. N-are un buton și doar cade pe el. Deci, ideea a fost așa. De, pe parcursul istoriei, dar de două ori am fost lângă un dezastru nuclear, lângă un război nuclear. Prima oară a fost în timpul crizei războiului. Pe ăsta nu l-am prins. Noi, pământul. Prima oară a fost... Pământul. Al doilea l-am prins. Prima oară a fost... sau l-ați prins voi. Cred că a fost înaintea mea. Deci prima oară a fost în timpul crizei rachetelor din Cuba. Da? Mm-hmm. Când americanii erau pregătiți să lanseze, la un moment dat au pierdut legătura cu flota și erau pregătiți să lanseze, băgaseră cheile, acolo erau, da? Și s-a oprit, rușii au dat înapoi și viața a continuat. Și a doua oară a fost în 1980, cred. Deci rușii au detectat că americanii au lansat 5 rachete nucleare care se îndreptau spre ei. Dar o știu citită acum. Nu, deci asta a fost sistemele lor de detectare și colonelul care trebuia să fie în... deci era acolo în adăpost. Da, ar trebui să știu numele. Era acolo în adăpost și trebuia să lanseze contraatacul. Da? Că asta era paradigma războiului, nu ai timp să aștepți să vezi dacă pică, trebuie să lansezi în timp ce sunt în aer, ca să fii sigur. Așa,
A spus că el crede că nu are sens. De ce ar fi lansat americanii? Nu. Așa că e o greșeală. Și a spus că e o greșeală. Și a fost o greșeală. Da. Mie mi se pare... Deci el și a fost penalizat că n-a lansat. Da. Deci a fost penalizat, a fost transferat de unde era, pentru că el trebuia să lanseze. Cum ar discute chiar cazul ăsta? Și în care cineva... Posibil că e destul de în care colonelul zice că dați și un capitan nu vrea. Da. A fost o chestie. Cred că asta e, nu? Bă, probabil că e bazat. Și zice pe... da, dacă era la mai conformiști. Da, 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 da. Deci că vă dați seama că tot mă luați cu anarcho-capitalismul, că e riscant și... Uite puterile concentrate. Deci pe ce avem exact. E... Deci a depins de o chestie, știi, că a fost lucid un capitan, Vasilii, nu știu cum. Exact. Și acum, venind pe partea asta altă, de ce mie mi se pare că Rothbard e... pentru că la vremea respectivă se toca foarte multă cerneală, da, pe ideea dezarmării nucleare, da, dezarmăm, facem pace între popoare, ok. Și asta mie mi se pare că el nu achesează la un argument cât se poate de simplu, da? Odată ce ai tehnologia, nu poți să o mai bagi înapoi în... Odată ce există o armă, da? Singurul mod prin care te asiguri că violența nu degenerează, da? Este că toată lumea trebuie să aibă cât mai mult din arma aia. Adică era prea optimist că aia, gata. Nu, altfel nu se poate. Le bagă la sertar. Altfel nu se poate. Da. Trebuie să ai și tu. Exact. Adică, okay, și la nivel mic. Cutărescu are statul are arme. Păi, trebuie să avem și noi. Adică noi renunțăm și Iranul și-a... Exact. Ca băieții. Și-a... Exact. Adică, bun, și cum ai să faci să oprești, da? Tu arunci, renunți la toate armele nucleare. Bun, și... De unde știi că și ceilalți fac asta? Cum ai să le forțezi mâna? Nu, dar e și alte utilizări. Uite, vine un asteroid. Da, în el, știi de ce? În timp ce dacă renunți, cu ce dai? Cu toiege? Da. Bine, poți să ai credință și să trăiești recunoscător că... Bine, aici el e, și aici mi se pare că el mai face o greșeală și e oarecum de strategie. Când spune că scopul libertarianului este să se concentreze pe statul său. Mm-hmm. Deci el trebuie să se lupte, să demanteleze statul, să așa, și pentru celelalte state se ocupă libertarienii locali din statele respective. Diviziunea muncii. Sunt de acord cu tine. Păi dacă n-ai libertarieni în Rwanda sau... There we go. Fiecare joacă la scara lui, da. There we go. Dacă ea mă trășesc libertarieni. Exact. Acum, tu poți să spui, păi stai puțin, că felul în care oprești statul, da, te și înarmezi pe tine, practic. Teoretic. Dar chestia asta nu e compatibilă cu dezarmarea nucleară pe care o visează el. Deci, pe măsură ce spuneam, tu poți să te lupți cu statul tău, da? Dar pe măsură ce îi tai lui din puteri să te apere, îți iei ție puterile, îți atragi ție puterea sau în organizații voluntare care vor sau consideră necesare menținerea unui asemenea raport. Dar spuneam că chestia asta, da, nu e compatibilă cu viziunea pe care o are el asupra lumii. Că sau poate n-a precizat. Adică dacă ar fi privat, ar fi ok, nu? Sau ce zici? Nu, stai. Ideea... Nu, adică dacă tu spui că, uite, statul să nu mai aibă armată, da? Ok, dar noi, da? Populația... O înlocuim cu o armată privată. Da? O înlocuim cu o miliție armată până în dinți. Adică întrebarea e dacă recomandările pentru stat? Sau? De exemplu, întrebarea, da, cum te-ai simțit mai apărat de Rusia? De armata română de 100.000 de oameni sau de procentajul dispus din 20 de milioane de români să se armeze până în dinți? Care era primul? Armata română de 100.000 de oameni sau 80.000 de oameni. Și a doua? Deci care e răspunsul? Ăia 20 de milioane? Răspunsul este că fiecare poate să parieze. Dacă te uiți la vecin, te gândești că
E bine să cumpere o armată. Dar ce? El e pentru asta de gherilă. De ce zici că... E. Iar ar fi pro. Păi este, dar... Portul de armă care... Este, dar într-o lume nucleară. Asta spun, cu partea asta de dezarmare nu se potrivește. Deci eu cred că... Într-o lume nucleară tu trebuie să ții armele nucleare, da? Chit că le treci la gherilă, le treci la privat, le treci la nu știu, dar trebuie să te ții de ele, nu le arunci. Nu spui gata, noi renunțăm pentru că am primit pentru că asta ar fi o greșeală scrisorică de la Hrușciov care zice că nu. E ok, da, puteți să vă dezarmați că vă promit eu că nu dau cu bombe și vă sun eu. Deci care era nemulțumirea lui de... Nemulțumirea lui Vali este așa. Să vedem dacă o vă explic. Deci el zice, îl critică pe Rothbard și zice, Rothbard cere ca statul să fie demontat, dar nu reamintește măcar, ca zis în alte părți, că forțele de apărare tot trebuie să te asiguri că ți le produci. Că rămâni la același nivel, măcar la același nivel. Cât de cât pe acolo, ca să nu faci o greșeală strategică. Nu te obligă nimeni, nu zice nimeni să oblige privatul oamenii să plătească taxe versus stat. Și cum l-ai putea apăra? Cum l-ai putea apăra? Uite, vorbeam cu cineva, ești, mă întreb eu, ești de acord cu pedeapsa capitală? Și el zice, în principiu da, o lume libertariană, dar cu statul fiind foarte idiot, n-aș fi. Poate fi ceva de genul ăsta. Domnule, statul fiind prost, parcă nu i-aș lăsa pe mână butonul nuclear. Nu. Întrebarea e, da. Nu pare să facă distinția asta în da. Capitol. Și din nou. Dar rămâne nu-l înfieră. Nu, eu sunt dispus să concep că e sub influența curentului politic al vremii. Da, atunci când scria el. Da. S-o părea mai iminent riscul decât... Dar ți-am zis și noi ne grăbim. Deci, poate nu e chiar așa departe. El e foarte, uite, și se supără și pe bombardiere, de exemplu. Deci nu e, da, asta nu merge numai... cu ce am zis mai devreme, arme de rază mare. Da, arme care poate să împrăștie damage-ul, da? Să facă splash damage. Ok. Bine, problema rămâne. Mi se pare că ai dreptate. Adică poziția lui Rothbard este că dacă ai un om, el cât poate să împuște în jur cu o armă. Și vezi, doamne, aia ar fi cât de cât ok. În același timp poți să ai un om care inventează nu știu ce nucleară de geamantan și face dita mai stricăciunile. Da, arma per se nu e... Ce, parcă nu poți să ai niște psihopați pe o insulă și dai și cu nucleară ar fi. Înțelegi? Arma per se nu e... Chiar cum sună argumentul la pro-arme, știi? Că nu arma e problema. Nu lingura. Da. Cred că e la fel. El aici are exact problema asta, știi? Și spune când atunci când el zice că nu, că cel mai bine ar fi să revenim la războiul, cum se purta și cu tehnologia și cu așa. Auzi, da, până la urmă, și Rothbard era un om. Poate astea erau preferințele lui, ni le-a pus în carte aici, păi și noi discutăm de ele. Întrebarea e dacă sunt compatibile cu libertarianismul, știi? El fiind Corect. Cel mai mare cărturar libertarian, sunt aceste preferințe comune? Poate nu sunt. De ce să interzice armele nucleare, știi? Chiar dacă sunt preferințele lui, știi? E nefericit că sunt trecute în manifestul libertarian. Poți fi anumite frici, gândește că Rothbard e și linior, știi? Da. Plus că noi l-am mai criticat, uite, de pe favor. Dar întrebarea e dacă sunt... Na. Un lucru unde merită să-l lăudăm, zice că există o eroare crucială în conceptul securității colective și anume ideea de a intra într-un război pentru a opri agresiunea. Asta este în mod clar o analogie a situației la nivelul individual. Când un individ îl agresează pe altul, dacă tu îi vezi, bine, el zice aici un polițist, știi? Dar dacă tu îi vezi, ok, te bagi, îi zici stop și te oprești. Da, legitim, da? Să te bagi între ei, da. Și el spune că agresiunea asta are sens însă doar la nivel individual, nu are sens atunci când te apuci și personalizezi statele. Dacă, de exemplu, un stat invadează un alt stat, e mult mai complicat și tu, ca stat, n-ar trebui să te bagi. Ok, la nivel de individ... Nu cred că are o problemă. Da, cred că nu are o problemă. Adică exact mă gândeam, dacă tu ai o gașcă de voluntari antrenați care sunt în stare să oprească un conflict între două zone, între două țări
Și se bagă între ei și le zic, băi, potoliți-vă. Și reușesc să respecte regulile, e, să, nu dea în, să nu dea în civil. Nu știu cum, au câmpuri de forță, habar. Asta e altă limită a lui. Adică ar fi împotriva intervenționismului. La nivel de politică externă. Da, da, dar te gândești dacă... Nu știu unde n-ai mai discutat la asta, în etica libertății. Și își pune întrebarea, domnule, da, dacă ea agresează, nu știu unde. Și îți zice, da, teoretic poți să aperi oamenii de afaceri români de pe nu știu unde, dar și ăia, adică o expediază așa, stai că poate și au trei din obligațiuni și... Bă, dar poate nu trei din obligațiuni, poate afacerea lui și e nu știu unde, știi? Și vrea să o lua de el, știi? S-a comis o agresiune, strict libertarian, e îndreptățită intervenția. Da, e obligatorie, dar e îndreptățită, dacă vrei. Judecata aici e ca și... Poți să te erijezi într-o agenție privată. Nu îți aperi clientul? Păi, what? Tu păi poți să alegi să nu-l aperi, dar s-ar putea să fie corect. Deci el e clar, uite, și ăsta mi se pare tot un argument utilitarist. Că ce vrea el era să oprească imperialismele. Mai cu seama asta american. Păi dacă e un genocid în Rwanda. Ai un genocid, ce faci? Și poți să-l oprești. Deci strict libertarian, ești îndreptății săi. Care loc cu agresiune? Ce faci? În același timp, aș vrea să precizez că m-am gândit și la situația chiar asta. Chiar în termenii lui, așa cum eu cred că trebuie să-ți ceară ăia. Știi, adică să nu te apuci tu să fii jandarmul, să te autosesizezi. Păi poți să ceară și aia, asta e problema, îți trimite un mail, nu știu ce ONG-ist din Rwanda. Mă, ăia ne omoară, veniți. E în regulă. Sau ăștia în Serbia au cerut, veniți, deci nu s-a pus problema că n-a cerut cineva ceva. Și ce faci ca libertarian? Și uite, chiar și în termenii lui, dacă zici că se finanțează voluntar, deci chiar și în lumea actuală, nu vorbim de societăți anarcho-capitaliste, poți să te duci. Și acum în Ucraina ai o grămadă de exemple, ok, poate au fost mai mult mediatizate decât... E cazul, dar ai o grămadă de exemple de privați care s-au dus să lupte acolo. Da, de alte principii, sau împotriva intervenționismului. Și întrebarea e de ce? De ce dacă mor niște oameni? Uite, de ce? Ai adus vorba de... Stai, cred că de obicei supărarea lui Rothbard este că intervenționismul la nivel de stat crește mereu puterile statului și el vrea să n-ai niciodată un prilej. Păi da, de a crește statul. Condițiile, să zicem, deși nu folosește explicit expresia, condițiile războiului drept. Să n-ai arme, nu știu de care, să nu folosești armată obligatorie, să folosești mijloace voluntare. Păi, am, le bifez, 1, 2, 3, să fie neapărat. Am voie să intervin în Rwanda? E tins să cred că Robert Alice nu, că nu știu ce ești. Și că ar veni cu un argument utilitarist. Hai să nu mai... Nu știu dacă, nu, cred că dacă... Dacă ai bifat toate alea, deci nu ești de stat, oprești numai măcelul, da, ataci numai oamenii care vor să atace, cred că ți-ar concede chestia asta, da? Dar problema este după aia dacă tu trămâiști temenții acolo, că în ideea, deci problema se pune așa, ok, tu faci asta, îi potolești, da? Și ce se întâmplă mai departe? Care e punctul 2? Aduci democrație. Pleci? Că în clipa în care pleci, ea încep din nou. Și problema e că dacă tu nu pleci, ca în Afganistan, cazi în imperialism. Și de ce să cazi în imperialism? Spune așa, în sensul său cel mai larg, imperialismul poate fi definit ca agresiunea statului A contra poporului țării B, urmată de menținerea ulterioară prin forță a unui regim străin. Ok, aici deja intrăm în deci politică, dacă stai, cu regimul. Dacă stai, asta spun, dacă stai, ai căzut în imperialism. Nu. Dacă stai, înseamnă că nu te institui tu pe acolo rege sau nu știu ce. A, tu zici sau că le doar faci democrația. Rămâi, păi, tu doar stai. E ca și rămâi cum... Rămâi invizită. Păi dacă stai, înseamnă că stai. Păi e ca și cum ți-ai instaurat regimul tău. Nu, nu că... ești agresor. Când deci bazele... Dacă, deci stai țin. Dacă pui democrația bazele, în Irak, bazele americane, da, de pe toată planeta. Eu vorbim da? De baze libertariene, care ăștia nu le facă lor a democrația. Ăștia intervin punctual, știi? Păi nu sunt, nu le fac democrație. Da? Bazele americane care sunt puse pe toată planeta. Da? Teoretic, o mare parte din ele sunt puse cu acceptul țărilor respective. O mare parte din ele. Statelor, da? Locale. Statelor locale okay. respective. Ok, nu fac altceva decât să vă... Dar acolo înăuntru, da? Înăuntru bază, e America. A, e ca ambasada? Da.
Ah, ok. Da, da, pe tine te-au chemat civili, știi? Ideea e că ăștia sunt prea... ăștia sprijină tot felul de tiranii. Pe tine nici nu te e cheamă civili, vestic. Atenție, da? Tu ai venit ca să împiedici... Crime, presupui și... că te-ar fi chemat. Presupui că te-ar fi chemat. Email-ul ăla. Nu. Am primit telefon. A primit vor să ne omoare. Send help. Nu, a murit prințul nigerian. Ce vreau să zic că tu nu institui ordine acolo. Fie și stai mie. Nimic. Tu doar stai. Păi n-ai cum. Dacă stai... De ce n-ai cum? Păi dar dacă stai, atunci unde mai e intervenția? Păi nu, că cumperi la prețul pieței, pământul și stai. Păi nu ți-l vine nimic. Nu, după, tu zici după intervenție. Păi dacă ea te-au chemat... Deci tu faci intervenția, faci pace... Deci te dau gratis, nu, nu mai stai să plecând... Plece tirane ăștia, știi? Păi nu, că vreau să plec, nu mai stai. Hai, mai dăm o țuică ceva. Stai, bre, unde te grăbești? Deci e cu pâine și sare, știi, nu e că... Da. Omor civil pe acolo. Deci zic că el are scepticismul ăsta și nu... Adică nu are în vedere și partea bună, știi? Mă, dacă ăștia, clienții unei agenții vor să intervii. Uh-huh. Agenție Rodbardian. Agenția vor... zice, domnule, nu intervin, că n-am chef să mă bag cu nebunii, cu arabi. Uh-huh. Nu, frate, plec dacă nu faci asta. Uh-huh. Da, da, dar el, da, agenția poate să facă chestia asta și pierde, da, clienți. Pierde, stralala, păi, da, 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 să zicem, clienții susțin, nu știu, 90% din români vor să se ducă în roada agenție. Vezi de ce contează totul partea... e voluntar, deci totul e voluntar. Dar vezi de ce contează partea culturală? Ar putea să nu fie corect ca 90% și s-ar putea ca zice... agenția să... Etic, să zic că eu nu mă duc. Da, dar asta e preferința personală a Roba. Da. Roba să zică, nu mai lasă să-mi vină teroriști din Rwanda, să vină tot felul de nebuni. Și ăștia să zic, nu frate, ne asumăm riscul ăsta. Aha. Eu nu las pe aia să moară. Înțeles? Aici... Să n-aibă prudența, adică românii să fie atât de... Cred că, aici cred că Rodbard s-ar opune, care zice, mă, pe asta cultural... zic, cred că e o sensibilitate personală, domne, amplifici chestia, lasă-i să, nu, și se putea... omoară de, se nu. Bată aia tuții cu nu știu ce, lasă-i să... Ai putea să zici că, deci ai o zonă care merge libertarian, dar întotdeauna există acest pericol al imperialismului care îl deranjează pe Rodbard și ar zice, uite, 90% din populație plătește agenții private, duceți-vă în Rwanda. Și zice, poate că nu e ok. Înainte hotărât... El n-ar cumpăra înainte... el Rodbard ca pe persoană fizică? Nu, da, frate, dar ești, eu n-am chef să-mi vină nebun. Stai că ai o discuție etică aici. Deci tu zici, statul hotărăște să intru să facă o intervenție și noi zicem, mă, statul e ilegitim, poate să facă și bine, să ne lasă în pace. Dar poți să ai și genul ăsta de... O majoritate a populației care plătește, totul e pe preferință demonstrată și trimite intervenție. Și cred că Rothbard ar zice, mă, etic, deja e o problemă culturală la nivelul populației. Ok, eu văd că au preferat, dar trebuie să vedem dacă e corect ce au preferat. Adică noi am tot zis, doi să bat, tu reușești să-i oprești respectând toate regulile. Doamne ajută! Dar el vrea să, el vrea să nu fie atâta. Nu e drept, știi? El vrea să nu, să nu fie puteri concentrate, asta nu vrea. Ori la stat, ori în mințile la 90% din clienții amintiți din ea. Nu, eu ți-am zis, îi zic, uite, se respectă alea trei criterii, știi? Deci n-avem coerciții. Și eu zic că n-ar fi mulțumit nici, adică n-ar trebui cu simpatie intervenții de-astea. Regulile alea, vezi, sunt etice, pentru că dacă tu ai 90% din clienți... Le respecti. Nu, dar să zicem că ai 90% din clienți și își plătesc agenția și zice, mă, una dintre astea să nu o respecti. Agenția o să... Prefere să ia banii și o să și asculte clienții. Da, mă, există, ai înțeles, da. Există risc. Normal că există. Ce vreau să-l apăr pe Rothbard este că el de aia vrea să scape de toate centralizările astea ca să fie mai mic riscul. Nu, rog. Nu. Da, da, ți-am zis, oamenii pot avea alte preferințe. Pot avea preferințe intervenționiste. Du-te, frate, și salvează de pe... Care e diferența că moare 1 milion în sectorul 3 și că moare 1 milion nu știu pe unde? Eu nu vreau să moară oamenii. Corect. Da. Înțelegi? Da. Păi crește riscul, vin cu atentate și să vin. Dă-i masă. Da. Dar păcatul lor. Nu, e păcatul lor. Da. Așa e, dacă plătești din banii tăi, da. Ok. Da. Da. Că ăsta e un cost pe care ești dispus să ți-l asumi. Uite, o altă chestie pe care, la care trebuie să iarăși să-i dau în cap.
zice așa, Robert, zice empiric, dacă privim secolul 20 în totalitate, bine, revin iarăși, el a scris asta în 70 și un pic, da? Statele Unite au fost de departe cel mai intervenționist și mai imperialist stat. Și aici, când am recitit-o, mi-a căzut tavanul în cap. Hai să zicem că are dreptate. Hai să vedem. Are dreptate? Nu! N-are? Nu! Cine a fost mai intervenționist și mai imperialist? După ce să ne luăm? După suprafața cucerită? Da? Da. Ok, Uniunea Sovietică. Păi Rothbard zice mai încolo, nu, ca să-ți iau pâinea. Zice că și-a luat înapoi teritoriile. Nici măcar, eu vorbesc de faptul, da? De cucerită. Că în Africa, da? Toate națiunile, cu două excepții, și alea au să combat și ele spre sfârșit, erau comuniste. Mm. De unde crezi că au ajuns să fie comuniste? N-au fost cuceriți, da? Cu arme, ci exact. Cu război hibrid. Ba chiar în secolul 20, dar la începutul secolului 20, erau încă colonii. Peste jumate din Africa era colonie. Dar erau, da? Germania, Anglia, nu era Belgia. Germania n-a ajunsese în Africa. Adică, mă rog, ajunsese, dar a stat acolo doar puțin, pentru că a pierdut războiul și a pierdut și coloniile. Deci pe primii 14 ani, da, în Africa nu erau decât două națiuni că au colonizat mai mult indigene. Cine? Da. Cine? Francezii? Păi, francezii? Îți mai spun o dată, da? Până la al doilea război mondial, în Africa erau două națiuni indigene. Da? Etiopia și Liberia. În rest, aveai numai colonii în Africa. De aici vorbim de prima jumătate a secolului, da? Păi poate și chiar și așa la număr, este mai puțin. Dacă ei, America, au baze peste tot, au intrat peste tot, poate țese la număr. Nu ți iese, dar dacă ei să calculezi, că de asta te-am întrebat la început, pe ce vrei să calculăm? Pe kilometri pătrați? Pe țări, poți să pun toate țările din Africa, da? Știi câte sunt acum? Sunt o grămadă, da? Așa. Înainte erau Franța, Anglia, Portugalia și Italia. Păi și s-ar fi intrat mai puține sau ce? Poftim? SUA americane. SUA a intrat în mai puține, da. Ce? În Afganistan? Păi, aia nici măcar nu se califică la secolul 20. Da? În secolul 20, URSS-ul a intrat în Afganistan. Ah, că zici că... Deci nici măcar, deci eu ce vreau să spun e că nici măcar nu includ ce s-a întâmplat după ce a scris Rothbard. Ci numai strict pe ce s-a întâmplat înainte, America nu a fost, da? Da, good friend. Mă rog, eu cred că Rothbard vrea să zică că America și-a căutat de lucru peste tot. Faptul că America și-a căutat de lucru e adevărat. Uite, de exemplu, el spune aici, păi s-a bătut cu Spania. Am uitat de Spania, era și Spania în America. Zice așa, că la început că America s-a bătut cu Spania, da? Și a luat de la Spania Filipinele și Puerto Rico. Filipinezii au vrut ei să se răscoale, să facă, dar în timpul războiului s-a întâmplat chestia asta, au vrut ei să se răscoale, deci în timp ce ei se războiau cu, deci americanii se războiau cu spaniolii, filipinezii s-au apucat să-și facă ei guvern și să zică că sunt independenți. Da? Și n-au fost. Atunci, după război, americanii au intrat acolo, dar apropo, cât au fost americanii în Filipine, n-au mai fost revoltă. E adevărat că ei au rezolvat-o pe prima, știi? Dar au intrat în Filipine și le-au pus în un proces de obținere a independenței, da? Filipine e astăzi independent. Poate se gândea, nu știu, mai încoace. El zice secolul 20. Zice secolul 20, da. Sunt câteva probleme de politică externă, da, pe care le-a avut America. Spune aici că au decis la un moment dat, atunci când Woodrow Wilson s-a apucat să formeze Liga Națiunilor Unite, supremarea tuturor regimurilor radicale sau marxiste.
Și da, chestia asta se califică la politică externă imperialistă. Dar pe de altă parte nu au invadat pe nimeni. Teoretic America n-a invadat pe nimeni în timpul secolului 20 până la finalul celui de-al doilea război mondial. Bine, el zice și după aia. Corea, la Corea e mult loc de duș întors. Putem să discutăm. La fel cum este și la Vietnam. Că asta e problema. Odată ce el își ia niște libertăți foarte mari pe partea istorică, atunci când se apucă să-mi povestească varianta lui a felului în care a decurs conflictul din Corea și felul în care a decurs conflictul din Vietnam, nu mai sunt înclinat să-l cred. Nu știu, eu adică... tind să-l cred pe Rodba. Asta e genul ăla de răspuns în care tu demonstrezi ceva și eu zic da, eu cred. Păi de ce? Că pointul lui era că și aia sunt neonaziști. Da. Tiranii buni, să zicem. Deci pointul lui este într-adevăr că există... Ăla poate fi oricât de nenorocit. Dacă e ceva vag pro-vest, da, gata, nu-i dă-i cu bani, dă-i cu trupe, da, dă-i. Da, da, ăsta, ăsta da. Este într-adevăr un punct. Asta e punctul, cred. Nu, este un punct. Pentru că, de exemplu, se apucă să-l susțină, da, deci Rothbard aici, da, îl susține pe Mao, împotriva lui Mao. Oricine ar fi, da? Împotriva oricui și împotriva lui Hitler. Dacă te apuci și îl susții pe Mao, e greșit. Că de ce? Sau în ce sens? Că vezi, Doamne, că era vocea poporului. Și vezi, Doamne, n-ai invadat Taiwan. Deci Mao era lider popular în războiul ăla. Și americanii au greșit. Că ei s-au luptat cu Mao, după aia l-au susținut pe Chiang Kai-shek, care Chiang Kai-shek era... Atenție, deci Mao este... Mao, da, și Chiang Kai-shek este dictatorul Chiang Kai-shek. Din Taiwan. Adică felul în care scrie el, nu, inițial a fost în China. Da, da, da. Și la un moment dat a ajuns doar în Taiwan. Și se apucă și spune cum uite, chinezii l-au lăsat, i-au lăsat pe ăia în pace, adică când s-au retras în Taiwan, nu i-au invadat și în Taiwan. Că-s bun. Da, bun ei la pointul lui e că nu se suprapun un totalitarism intern cu imperialism. China, chiar dacă era toxică pe interior, n-a invadat. Okay, să în timp ce țări liberale, da. China... cum a fost Marea Britanie în secolul XIX și SUA în secolul XX, au invadat, dar pe cine nu au invadat. Ok, să zicem că în deci noi avem tendința să ținem cu băieții buni. Domnule, democrație, nu face nu știu ce. Doar aia răi, doar. Și el zice, uite, frate, tiranul ăla din Africa, nu știu. Idi Amin. Așa. Deci el nu a invadat pe nimeni. Deci era jale în interior, era totalitar. La fel și China. A atacat ce? Taiwanul sau pe cine mai atacat? Dar ideea e că nu au fost imperialiști, în timp ce America și... Interesantă, știu, practic, observația. Practic, poziția noastră, mă rog, critică la adresa lui Rothbard este că trebuia să sublinieze că și intern contează și tot pe cine s-a apucat el să apere pe aici, în intern, asupra populației de acolo, statul chinez, sovietic, mă rog, erau la fel de nefaste ca și partea asta. Băieții buni, mă rog, bun pentru Roba. Da. Bine, ca să nu mai... Adică analizând doar așa la nivel geopolitic. Cine buni? Ce? Vietnam cine erau băieții buni? Aia care nu erau comuniști. Adică ce era? Nou deci ok, fi... hai să luăm... Sta. Ia. Yeah. Mai bine. Lecții de istorie. Mai bine lecții de istorie. La Rambo. La începutul... Rambo. La începutul celui de-al doilea război mondial, Vietnamul era o colonie franțuzească. Ce era sub administrație franceză, era un guvern francez. Acum, dintre toate regimurile coloniale, da, care au avut proprietăți în lume, francezii au fost cei mai nasoli dintre toate. Deci cuceriri, n-aveau proprietăți. Mă scuzați?
Accept cu, accept corecția, ai dreptate. Așa. În după căderea Franței, da, 1940, instaurarea regimului de la Vichy, s-a pus problema ce se întâmplă cu proprietățile coloniale ale Franței. Da, știu că folosesc cuvântul proprietăți din nou, așa a intrat în limbaj. Și marea lor majoritate au rămas aliniate cu regimul lui Pétain, care semnase armistițiu cu Hitler, și foarte puțini erau de partea Franței libere a lui de Gaulle. Ok, la un moment dat, acum ne întoarcem pe Vietnam, la un moment dat Japonia și-a pornit expansiunea în Asia de Sud-Est și a cerut printre, deci înainte să invadeze, a cerut controlul asupra posesiunilor franțuzești din Asia de Sud-Est. Fiind relativ aliați, le-au acordat controlul. Și practic au trecut, Vietnamul a trecut din de la francezii aliniați cu nemții la japonezi, da? Ok, în clipa aia a apărut o mișcare de rezistență împotriva japonezilor, da? Care ea exista teoretic și înaintea francezilor, condusă de Ho Chi Minh. Mm-hmm. De... Ho Chi Minh, care e a fost, a fost numai, slavă Domnului. Așa. Ok, în timpul celui de-al doilea război mondial, americanii au colaborat cu mișcarea asta de rezistență. Și problema s-a pus la finalul războiului, ce se întâmplă cu Vietnamul. Da? Franța încă nu se apucase să nu era dispusă să renunțe. Așa că o vreme a trecut înapoi în custodie franțuzească. Luptele de gherilă s-au intensificat. Și apare acordul de la... Aici copiază, spune... Vreau să-i dau 10, dar... Aici el, păi nu, aici el spune ceva, dar nu... Dar nu se potrivește cu ce știam eu. Asta e ideea. Ok, bun. Deci, până în, să zicem, în 1954 se ajunge la un raport de detentă între francezi și forțele de gherilă al lui Ho Chi Minh. Și apare acordul de la Geneva, care atunci se împarte, apar cele două țări, Vietnamul de Nord și Vietnam, mă rog, țări, Vietnamul de Nord și Vietnamul de Sud, da? Organizații recunoscute. Ce s-a întâmplat atunci? Una dintre probleme peste care vorba trece foarte, foarte rapid este că Vietnamul în sine, și aici e una dintre greșelile pe care le-a făcut America, da? Vietnamul în sine ar fi acceptat să fie unificat prin restaurarea ultimului împărat vietnamez, care era acceptat și de către cine știe dacă comuniștii ar fost, deși e o chestie interesantă la vorba de chestia asta, pentru că familia imperială vietnameză a rămas în nord. Mm-hmm. Și chiar și sub regimul comunist, chiar și în timpul războiului, ei s-au bucurat de un foarte mare respect, deci nu s-au atins de ei, le-au acordat niște erau de lor. Nu, da. Sensul că erau vietnamezi, mai degrabă europeni francezi. Te așteptai să fie, știi, cu comuniștii, cu nobilimea, regalitatea, să aibă o problemă. Dar uite, deci ideea e că în 1954 apăruse ideea restaurării împărăției Vietnamului, da? Cu ultimul împărat care era acolo, care a fost acceptată de ambele părți. Uh-huh. Da? S-a opus America. Pentru că politica aia de care vorbiseră mai încolo, deci aici e unul dintre locurile în care America este responsabilă pentru ce s-a întâmplat în Vietnam. Deci s-a opus America. Pentru că politica aia spunea ei nu mai restaurează nimic, ei nu mai restaurează niciun regim anterior. Monarhic. Mm-hmm. Nu, deci e ori republică, ori nimic. Și au pus o republică în Vietnamul de Sud, condusă de un așa zis dictator de faiață, și conflictul
a continuat să meargă. Adică ăia din nord au început să-i atace pe ăia din sud. Terorism, chestii precuși, de genul ăsta, da. Vezi, și așa au ajuns americanii. Naționalismul e mai puternic decât internaționalismul. Mm-hmm. Adică comuniștii mai degrabă l-acceptau pe ăla decât să urască burghezia asta și să alieze cu nu știu cine. Comuniștii americani, mm-hmm. Bine, nu știi dacă ar fi rămas, știi? Adică nu știu dacă la un moment dat, după ce scăpau de influențele externe, nu se apucau să-i tragă și pe ăștia în țeapă. Pe de altă parte, da, în timpul războiului nu le-au făcut nimic. Adică chiar i-au tratat cu foarte mare respect. Da. Da. Nu, dar și mă gândesc și la un război mondial. Ce muncitorimea comunistă americană a tras cu America, n-a tras cu nu știu cine. Nu. Nu? A tras cu cine ține? Inițial, înainte ca... Aia germană, să zice. Nu. Ai pus o întrebare foarte bună. Inițial, înainte ca Hitler să atace URSS-ul, comuniștii din America, rușii, cu Germania. A, cu Germania? Da. De ce? Pentru că Germania era aliată cu Rusia. A, deci, până să intre America, vrei să zici. Da. Deci nu erau americani mai întâi. Da, dar întrebarea e când apare conflictul, știi? Da, dacă se bat. Ne vizi cu americanii, ei țin cu americani. Când a apărut... Deci națiunea bate... Da, când a apărut. Internațiunea. Când a apărut conflictul, iarăși nu știi în ce măsură, pentru că pe parcursul celui de-al doilea război mondial, dreptul la liberă exprimare a fost puțin suspendat. Deci n-ai de unde să știi. Uite, dacă românii se bat cu Brussels, useriștii, cu cine țin? Da. Nu cap îndoială. Nu, eu tind să cred că vor ține cu România, știi? Dacă se bat pe bune. Iată de mână cu Rothbard. Suntem... Păresc la fel de idealiști. Suntem români înainte de a fi nu. Globaliști. Ei sunt globaliști acum, gândând că nu ne batem cu ei. Nu știi. Mă rog. Nu știu. Eu așa te... Nu știi, că nu sunt toți la fel. Cu Avram Iancu. Deci oameni care erau cu reglementarea cu gurii banane, o dau cu corea. Crezi? Nu știu, uite, cred că într-o situație asta ar fi o minune a democrației. Într-adevăr, ar fi o minune, în sensul că să poată presiunea democratică, da, că vrei voturi, uh-huh, să-ți schimbi cu atâta orientarea. A, bine, chestii de-astea s-au mai văzut. Da. Doamne, mie îmi plac ce o internaționalismul, dar până într-un punct. După aia o dai cu totul invers. E ușor să schimbă cazul. Da, că avem și aici insecte, avem și aici. Noi întotdeauna am fost frate cu Codru, e ok. Da, ecologismul european al traduce. Criticile de obicei sunt, ok, vreți libertatea individului, vreți asociere voluntară, dar criticile de obicei sunt, lucrurile astea nu se produc. Și eu suntem sitting ducks, suntem victime sigure. Și noi, în fine, contraargumentul meu este că n-ai de unde să știi. Nu este complet evident. Și am mai vorbit și în alte capitole. Avem noi capitolul pe strategie. Nu, da, ok. Care urmează, da. Nu, da, mai, am mai vorbit noi toate de chestia asta. Deci ai un serviciu cerut, totuși crezi că n-ar fi făcut. De ce? Păi, las că știu eu pe vecinii mei, că nu ne coordonăm bine. N-ai de unde să știi dacă nu te coordonezi bine. Nu e, însă în situații grele, calamități, unde oamenii se coordonează, se ajută. Și pot foarte bine să oamenii să coordoneze dacă nu au așteptarea că face cineva serviciile astea. Astăzi recte statul. Sau, mă rog, alte instituții rămurele, poliția, pompierii, etc. Dacă o să crezi că ești victima sigură, da, probabil că vei fi victima sigură. Good point. Dar problema e că nu prea așa s-au petrecut schimbările. Sclavia a fost abolită de oameni care nu credeau că sunt victime sigură. Aia marii, uh-huh, aboliționiști, inclusiv care au fost sclavi, Douglas ăla. Uh-huh. Deci cam asta e ideea. E o profeție care se autorealizează. Dacă crești, ai atitudinea asta defetistă, că ești victimă, sigur, da, probabil vei fi.
Dacă nu ai, știi. Da, un exemplu despre predicții este situația în care la sfârșitul celălalt secol, predicția era că New York o să fie îngropat sub ormane de bălegari și cai morți. După care a apărut automobilul. Acum sunt o fel de predicții. O să murim înnecați, vezi poluarea. O să ardă, o să pârjolească toate câmpurile pentru că uitați ce căldură e. Tot fel de predicții din astea. Asta față de status quo, uite, când o să pare facem că humor, nu vine nimeni cu soluții. Când o să facem humor, el vorbește explicit de asta, atracția asta față de status quo. Uh-huh. Domnule, cum arată lumea azi? Așa a arătat dintotdeauna. Așa va arăta. Poate trec și nouă tu. Biasul normalității. Da. Normalcy bias. Da. Ai senzația că nu se poate întâmpla nimic. Și când colo nu e așa. Deci eu mă uit la case tradiționale construite prin țară. Uh-huh. Și te uiți, sunt drăguțe. Nu sunt ca astea moderne. Au tot felul de înflorituri. Zici, vai, ce case vechi și interesante. Când sunt făcute? 47, 53, 69. De 69 e pacușica și case cum te-ai aștepta tradiționale. Deci s-au întâmplat un milion de schimbări în timpul vieții noastre. Uite, numai că exact ce zici tu, oamenii s-au obișnuit. A, păi e normal, e civilizat. Uite, Robert n-a prins internetul. Dacă moare în 95, nu l-a... L-a prins expansiunea, da. Să reluăm așa un pic. Deci au fost două teme marșilate la uh-huh. capitolul ăsta, da? Primul e războiul, da? Pe care, să zicem, mai mult sau mai puțin îl rezolvăm din perspectiva libertariană, da? Războiul nu-l începi, da? Nu te bagi când e războiul tău, ce obțin ca stat. Uh-huh. Și cer să se termine cât mai repede sau în cel mai rău caz să nu mai fie omorâți non-combatanți. Da? Ce observație ar fi? Că dacă n-ai statul care concentrează tot felul de bani, capitaluri uh-huh. violente, uh-huh. ar mai exista skirmishes, ar mai exista mici conflicte, poate armate, poate scârboase, dar... mult mai mici, mult mai mici. Pe asta vezi și acum cu Rusia-Ucraina. Uh-huh. Deci, bine, cred că așa există un contra-argument la chestia asta. Genghis Khan. Păi bine, este un estor. Deci a cucerit... Păi da, a murat o planetă întreagă. Ok, da. Cu o tehnologie, mă rog, o planetă întreagă. Da, erau puțini. De la Lisabona la Vladivostok. Da, da, dura. Plus că el se constituise practic într-un stat. Mulți care luptau alături de el nu erau adepții și fanii lui, ci erau obligați. Asta poate fi. Sau cu interes. Ok, înțeleg. Tot în favoarea, dacă se destructurează, știi, dacă nu e sudat și cultural, se duce dracu. Mm-hmm. Uite, eu mă gândeam cum ar fi interpretat Rothbard, cum ar fi aplicat teoria din capitolul ăsta la Rusia-Ucraina. Păi el când ar vedea sancțiunile, europenii sancționează, mm-hmm. nu știu, australienii, Rothbard adice, vedeți, crește conflictul. Crește amploarea conflictul. Nu e o chestie locală, știi, între Rusia și Ucraina. Dacă se bagă noi la azi. Da, se bagă mm-hmm. toată lumea și crește, explodează. Păi dacă uite, dacă le place dacă nu aveam state, dacă aveam niște chestii descentralizate, eram cu bătaia acolo, în sectorul 3, știi de ce. Da? Plus că dacă erau chestii... Pe de altă parte, mai este și contraargumentul ăsta, da? Că dacă... Dar n-ar mai fi fost dacă trecuși. Nu le dădeau arme ucrainienilor, tocau rușii la ei ca la sardine. Adică mureau mai mulți ucrainieni decât... Nu, poți să gândești și invers. Da, dacă se predau, mureau trei oameni. Și hai să luăm un scenariu și mai negru. Rusia cucerește tot și dictează tot. Nu știu ca politica fiscală a Rusiei să fie mai bună decât a Ucrainei, știi? Au flat tax sau... N-ai de unde să... E posibil, a zis că e posibil. Nu, dar gândește și la o predare, știi, dacă să reziști. Da, frate, nu ai chef să reziste. Da, poate că nu vor să se predea, da? Poate vor să facă o armată de gherilă. O rezistență din aia care îi place lui Rothbard. Da, dar chiar și atunci, dacă nu primesc sprijin, se termină
conflict imediat. Da, dar mor mai mulți. Mor mai mulți, mor mai repede. Așa deci, e, așa ei, ei au un fighting chance, știi? Deci teoretic, uite, dacă e să o luăm la un prim nivel de analiză, da? Rothbard ar condamna Rusia. Pentru că a intrat acolo. Da. Ăsta ar fi primul nivel de analiză. Acum, dacă este duci un nivel mai jos de analiză, nu știi dacă Rothbard ar mai condamna Rusia, pentru că locul în care a intrat Rusia au fost niște referendumuri, oamenii au vrut să fie așa, vreo 5 ani de zile Ucraina i-a tot tocat cu artilerie și un chestie... Poziția, deci scenariul ar fi mai degrabă pe Rusia. Poziția noastră... Pe Rusia, bine, dar pune condițiile alea, Rusia clar le-a încălcat. Rusia clar le-a încălcat. Da. Deci... Dar dacă nu le-ar fi încălcat, ține cu Rusia mai degrabă. Își recuperează zonele rusești. Da. E, dar uite, aici mie mi se pare că aici ajungem, să zicem că ține de politica externă. Ce e cu oda asta pe care Rothbard o cântă puterii sovietice și Stalin the good guy și you can do no wrong? Că n-a fost imperialist. Deci, cum n-a fost imperialist? El începe deci a reacționat. Naivitatea lui Rothbard mi se pare că vine de la început. El spune așa, zice, când bolșevicii au preluat puterea în Rusia, nu s-au preocupat de viitoarea politică externă sovietică. Deci deja a lămurit-o. Când bolșevicii au preluat puterea. Da, exact. Ok. No good. Lenin și colegii lui au adoptat teoria coexistenței pașnice. Ei nu au fost comuniști, asta e problema. Cred că asta spune Rothbard. Uite, dacă te gândești, domnule, ce e mai bun? Un cinic, cum e Stalin, sau un idealist, cum e Trotsky? E Trotsky ți-ar fi aplicat comunismul, hai invazie peste tot, hai nu știu. Nu, Stalin a fost mult mai cinic, hai să rămânem la... Înțelegi? A avut un comportament ăsta de elită. Păstrăm controlul aici, a acționat pur defensiv. N-au atacat nemții, deci înainte să vină nemții, zicea Rothbard că armata rusă era în paragină. Deci ruse... Stalin era atât de sceptic că nu o să fie atacat. Nu, deci stați, Stalin... Da, n-a crezut așa. Stalin... Că e atât de bou, știi, Hitler. Nu. Stalin era atât de sceptic că nu o să fie atacat pentru că avea un nivel de comunicare pe back channels cu Hitler, în care Hitler în sine îl bibilea, îl masa și îi cânta în slavă cum o să rupă ei împreună capitalismul. Wow. Da? Deci nu e vorba că asta o dată, a doua oară ai problema atacat, nu contează, problema decartării. Adică până ajungem la atac. Ai răbdare, că și la atac am să-i scos ochii un pic. Deci până ajungem la atac, da? Comuniștii în sine s-au apucat și și-au plivit. Deci armata Rusiei era în paragină și datorită faptului că comuniștii au ras orice fel de om care putea să lege mai mult de două cuvinte. No, da? Ofițerea care învățați la Paris, ca în România. Da. A, da, că au dus de aia cu patru clase. I-au executat pe toți. Comuniști. Atâta, au crezut ce... Mare parte și de asta a fost armata lor în paragină. Da? Și ce spune el aici, că vezi, domne, rușii... A, nu doar că era Stalin sceptic de un atac extern, da, cât că au fost ei. Și că rușii, uite, s-au apucat să... Asta e o chestie care nu știu cum de i-a trecut, da? Când zice că bolșevicii erau singura mișcare politică din Rusia care cerea, încă de la începutul primului război mondial, o retragere imediată a Rusiei din război. Păi da! Sunt de acord că cerea chestii. Lenin era agent german. Dar normal că cerea o retragere din război, că asta era în avantajul Germaniei.
Da, dar important e că, na. Cerea. Bine. Putea să nu ceară. Asta e ca și cum ai spune că o țară, da, care se află în război cu tine, da, își lansează un partid la tine în țară care spune hai să nu ne mai batem cu ea, mai bine să ne predăm cu toții. Război hibrid. Asta e război hibrid. Da. Ok, chiar mă gândeam la chestia asta astăzi. Din punct de vedere libertarian, asta e ok, nu? Propagandă? Da, manipulări. Deci să încerci să, deci să faci războiul ăsta, de război de genul ăsta. Să încerci să influențezi, să te folosești de canalele da, democratice, să le spun. Erau și banii nenților, nici măcar nu erau banii în taxe. Deci doar deci povești, era nu? Pur voluntar Lenin, știi că lucra cu... Da. Libertarianism pur. Nici chiar așa. Nu, dar e ok. Deci, sunt niște oameni care spun niște lucruri. Da? Zic, hai să ne aruncăm în prăpastie. E ok că se opune unei acțiuni, nu știu, rele, știi, dacă tu omorai, nu știu, oameni prin război și ăștia nu mai vin roșii, e bine, nu? Sau? Nu, el zicea de manipulări din astea în care te dezavantajează. Păi de ce te predai? Păi zicea gen... De ce câștigau rușii de acolo? Păi nu câștigau tocmai. Deci el zice, nemții aveau interesul, prin Lenin, să-i facă păruși, deci, să se lase, să luăm o situație. Hai să luăm o situație ipotetică. Hai să luăm o situație ipotetică. Hai să luăm o situație ipotetică, da? Suntem în aprilie 1940. Da? Ok. Germania e cu tancurile la granița cu Belgia. Uh-huh. Da? Și în Belgia sunt alegeri. Da? Și alegerile sunt cu partidul, să zicem, care e pro-rezistență. Uh-huh. Da? Vor să zică, nu-i lăsăm, ne luptăm cu nemții, nu-i lăsăm să treacă. Da? Uh-huh. Și altul e un partidul care spune, domne, dacă nemții vor să treacă, ei vor să treacă, au treabă cu francezii, îi lăsăm să treacă și gata. Eventual le, da? Luăm o taxă. Taxa de barieră. Eventual le luăm o taxă. Ok, bine. Substratul problemei e unul mult mai mare, era și o problemă economică, aveau și interes în economia belgeană, n-aveau cum să-i lase în pace. Dar zicem, da? Ai astea două partide. Dacă câștigă partidul care zice îi lăsăm pe nemți să treacă, e ok? Adică e ok să-i lase pe ei să treacă? E ca discuția cu predatul cu Ucraina. Da, tot așa ce... face estimarea de consecințe. Poate nemții trec pur și simplu și te lăsă în pace. Problema deci e... La o rezistență poate tot mă arășima din țară. Care e mai libertarian? Cel mai libertarian este preferința demonstrată prin acțiuni și plată a oamenilor. Deci sistemul, problema e, sub partide problema. Problema e că n-ar trebui să câștige unul dintre partide, ci oamenii să fie lăsați să aleagă ce au de ales. Deplasăm. Hai să zicem cum ar trebui să aleagă oamenii, știi? Că asta e discuția. A cultural, așa cum ar trebui să aleagă? Da, că ar fi cea mai bună, că asta discutăm. Păi nu știu, întrebarea mea era dacă ăia care militează să-i lase pe nemți să treacă, da? Nu cumva comit o agresiune sau facilitează o agresiune. Doar vorbind? It's just speech, man. Uite, dacă eu te las pe tine, dar și caz... Bun, reducem la oameni. Reducem la oameni. Da, pe exact. Bine, asta trebuie, zic. Reducem la oameni. Treci, domnule, pe aici decât să te duci pe la eu vreau să-l bat pe Alexandru. Nu pot să ajung la Alexandru fără să trec peste pământul tău. Da, e aceeași. Na? Și tu zici, mă, nu treci pe aici. Și tu ai două opțiuni. Se zici, nu pe treci pe aici, mă las să trec sau mă las să trec și mi-ai bani. Și întrebarea sau este, dacă mă lași să trec sau mă lași să trec contra cost, da? Și eu mă duc la Alexandru, tu ai facilitat... Dar e posibil ca și cu rezistență tu să treci. Păi înțelegi? Am înțeles, dar întrebarea, da, cu întrebarea este... Dar mor niște milioane euro, știi? Am înțeles, dar da, frate, treci. Întrebarea e, ai facilitat sau nu? Dacă nu mai revii. Adică ești complice la agresiune sau nu?
Nu, că ești sub amenințare. Dacă nu păi ești da, sub amenințare, și atunci... Și sub amenințare poți fi. Ești. Nu, că am avut noi toate discuțiile alea cu Tărescu. Cum să nu fii? De la fenomenul fost... Pitești, dacă ăla te pune, puteai să te sinucizi. Ești, eu zic că ești. Nu ești ca și cum ai omorât pe cineva, dar ideea e că ai făcut-o, știi? Deci eu dacă aș fi judecător, n-aș da crimă, știi, aș da ceva mai puțin. Uh-huh. Dacă aia te pun să îl torturezi pe unul, știi? Dar zice că e și o parte a ta, știi? Uh-huh. Vină. Nu știu, ți-aș da 6 ani, 7 ani, știi, da. Ok, deci mergând acum... Deci tu chiar te-ai gândit la chestia, 6-7 ani? Deci mergând acum înapoi... Ce? Deci mergând acum înapoi, oamenii ăia care ar fi propus să lase tancurile să treacă, ar fi și ei puțin vinovați. Și deci mergând și la punctul, acum mergând și mai departe... Unde? Unde era mai departe? Dacă tu ești, intri în politica unui stat ca să acționezi pentru interesele agresive ale altui stat. Ale altui stat. Moral. A, aia cu Lenin și cu... Da. Păi de acolo plecam. Și nu numai eu, păi, când eu da, mă gândesc la asta, mă gândesc și la, mă gândesc și la infiltrarea comunistă care a fost în America. Da, da, unde s-ar bloca paralela? Că Lenin acționa agresiv. Doar vorbea. Doar îți retrăgeai trupele, știi? Doar te abțineai. Nu, vezi, doamne, când facilitezi... Păi facilita interesul german, nu știu ce, dar ideea e că tu nu participai... Da, da, interesul german e în clipa de față în război cu țara ta. Ideea era că facilitai ca ai tăi să devină victime. Cum devenea o victime dacă tu te retrăgeai din război? Păi intrau ei lalți. Ideea era, deci el zicea, noi să nu ne băgăm, deci, să nu ne deci, pregătim. Fii atent, stai. Nu, intrau nemții. Status quo rus, da, înainte să intre în războiul mondial, da, Rusia se învecina cu Germania. Ok? Înainte de primul război mondial, da. Rusia se învecina cu Germania. Planul pentru extragerea rușilor din război presupunea crearea unei colonii stat a servit german, crearea unei românii, care a și fost o perioadă, da, cât ne-au bătut ei aici, stat a servit german, crearea unei ducat al țărilor baltice, stat a servit german. Deci tu puneai bani la chestia aia? Poftim? Tu ca rus, ca Lenin, puneai bani în obiectivele alea? Acțiunile alea? Nu, dar te retrăgeai. Păi da, dar asta e... Faptul că nu i-am apărat pe ea în Rwanda nu înseamnă că sunt complice, știi, la... Nu e de admirat, știi, că puteam să mă bag. Nu, dar teoretic, teoretic, da, tu acționezi, acum, țara ta e într-un război cu țara ailaltă. Țara ailaltă vrea să ia teritorii de la țara ta. Rothbard păi merge pe aici și fabulează foarte frumos cum Rusia se luptă să-și ia teritoriile înapoi care i-au fost răpite și tralala, da? Și Alexandru zicea ceva de genul ăsta, că nu prea erau ale Rusiei. Evident că nu erau ale Rusiei, dar teoretic la începutul războiului, nu erau. N-au... Ori fi fost de teritoriul Poloniei, erau al polonezilor. Erau proprietarilor polonezi. Eu asta zic, că dacă nu n-ai participat la agresiune, nu ești. Doar te-ai retras, știi, bă. Nu? E ca un fel de abține. M-am încurcat. Lenin, că n-a... Da, da, nu, adică nu. Pare... Acum pare logic ce zic. Eu abține. Pot spune că nu, eroic era să... Bine, Robert, de ce? Că asuprești civilii tăi prin taxe și faci victime colaterale. Păi da, dar după aia îi laudă. Pe cine? Pe sovietici. Că și când iau Polonia când și... Când își iau Polonia înapoi. Când se apucă, că asta e o altă treabă, da? Deci Uniunea Sovietică termină cu războiul civil, primul lucru pe care îl face, care? Ce se apucă să facă? Război cu Lituania, război cu Polonia, război cu țările baltice, da? Ca să-și ia teritoriul, deci în urma...
de păcii de la Versailles, apar țări noi, da? Polonia, mă rog, țări noi. Polonia nu e chiar țară nouă. Da? Lituania nici atât. Mm-hmm. Da? Estonia și Letonia sunt iarăși două grupuri de populație, de etnii complet diferite. Deci nu pot să nu vorbesc aceeași limbă, nici nu seamănă. Uh-huh. O seamănă un pic limba estonă cu aia finlandeză. Uh-huh. Finlanda iarăși. Adică la zici că el s-ar fi uitat la o Rusie mai mare dinainte și poate erau ale Rusiei, dar nu erau pe drept. E asta spun și el se apucă să zică, uite... Da, cred că e greșeală. Și rușii după aia s-au apucat să se bată cu ăia, cu ăia, cu... și-au luat bătaie de la toți. Și-au luat bătaie de la toți. A, se întâmplă, na, țară, chiar dacă e mare, da, ieși dintr-un război civil, te apuci să te bați cu alții, nu. E, not funny. Pentru este europenii greu de digerat rol bat aici, pentru că e clar că noi suntem anti-ruși. Ca să nu mai vorbim de... Pro-americani, știi? Tu când zice cineva de imperialism, tu nu te gândești la America. Deci la Rusia, că aia stă pe capul tău 50 de ani, da, da. E greu de digerat capitolul ăsta din... E foarte greu. Pentru români, pentru polonezi. Să nu mai spun că, uite, lucru care poate să fie cel mai greu de digerat pentru români, luați o lămâie, puneți pauză, luați o lămâie, da? Pe 22 iunie 1941, Germania, care triumfase asupra tuturor, mai puțin asupra Angliei în Occident, a lansat un atac masiv, subit și neprovocat asupra Rusiei sovietice, un act de agresiune ajutat și susținut de aliați pro-germani din Europa de Est, Ungaria, România, Bulgaria, Slovacia și Finlanda. Această invazie a Germaniei și a aliaților a devenit curând unul dintre evenimentele cruciale pentru istoria Europei de atunci și până acum. Deci n-a fost așa, românii n-au fost agresori. Păi românii ori fi fost agresori, dar Basarabia unde era? Unde era? Unde era? Tot acolo era. Unde era? A, era la... Trebuie, la 22 iunie 1941, da? Este a, după 30 august 1940. You know your history. Ok, great. Când a fost ultimatumul acordat de Papa Stalin, da, pentru retragerea tuturor trupelor române din Basarabia? Deci trebuia să folosească altă dată sau? Poftim? Trebuia să folosească câțiva ani mai înainte sau? Nu! Ce vreau eu să spun este că iar când se apucă să spună că, sunte, că au fost aliați pro-germani, da, România, da, care a invadat Rusia, scapă din vedere niște treburi acolo. E adevărat, după aia s-a dus în Rusia, avem tot felul de... Deci după ce armata română, da, a trecut de Nistru, culpabilitate totală. Adică erau defensivi românii, vrei să zici. Până la Nistru cel puțin, da. Bine, aici ai o problemă de strategie unde eu nu vreau să-mi dau cu părerea, în care sunt foarte mulți, sau să zic câteva lucruri, sunt foarte mulți libertarieni care zic trebuie să te oprești la graniță, respingi agresorul și te oprești la tine, la limita proprietății tale. Așa. Și sunt foarte mulți oameni care se pricep la strategii care zic, ok, nu-i de ajuns, trebuie să te asiguri că l-ai dezarmat, că l-ai respins destul, genul ăsta de discuții ai la capitole ca astea. Mm-hmm. Și atunci... Nu mi-e clar cât de practic este, ok, etic e clar, trebuie să te oprești la graniță, da? Da? Totuși, practic, nu mi-e clar dacă e fezabil să te oprești, bună ziua, da, noi ne-am oprit aici la limita Nistrului și mai departe așteptăm să se reînarmeze, ne mai batem un pic, not funny. Da, e un calcul acolo, îl face în funcție de... Asta. De ce arme ai? Ce tunuri, ce... Întrebarea pare, e... Pare că atitudinea libertariană e genul ăla de n-ai voie să te aperi decât cu o forță proporțională. Nu mi se pare. Problema este așa. Unii, că dacă, unora, dacă pardon, te duci după graniță, da? Teoretic nu mai ești pe pământul tău, dar teoretic ce faci tu seamănă cu o agresiune, cu ce ți s-a făcut. Da, da, da. Seamănă. Uh-huh. Da, e greu de dus până la capăt, da?
Pentru că, pentru că problema vine mai departe. Tu nu te lupți, deci în cazul unui război, tu nu te lupți om pe om. Da. Da? Ei, asta uite, e tot teoretic, subiect, da, dacă, da. Este, dacă e să ne uităm la om pe om, da? Să zicem, Costel a furat o oaie, da? S-a dus cu ea la el acasă. Eu mă duc, intru peste el, mi-au oaia înapoi. Da. Da? Good deci point. Nu contează yes, că e la good el point. Acasă. Da? E legitim. Da? Iarăși, unul omoară pe cineva, te duci peste el. Da? Ok, trebuie să treci peste proprietățile a 5 oameni. Și că un psihopat zici, stai că eu nu-mi calc. Da, da, ar fi genul ăla de distinție între litera legii și spiritul. Uite, taman aici ar fi și spiritul să ar fi întrebarea. Uite, dacă de exemplu tu știi că e un criminal, da? Și s-a ascuns în casa unei. Și tu te duci acolo, zici, dă-mi criminal. Și el zice, nu, nu ți-l dau. Dă-mi voie să intru să iau criminal. Și spune nu. Deci, asta e. Libertarian nu poți să-l, nu poți să intri peste el. Strict pe literă. Stai. Cum să stai? E și el complice. Stai că asta nu s-a discutat, n-ați zis-o la poloare. Dar e același lucru. Deci tu ți-asumi că intri acolo, îți asumi că, cum se cheamă, ofensa făcută de tine e mult mai mică decât ce vrei tu să... De n-ai de unde să știi că e mult mai mică. Poate ăla se opune, trebuie să-l omori ca să poți să intri. Nu, doar încălcarea proprietății. Deci te zici, eu o să intru, îmi iau chestia și tu, în care tu nu poți să mă urmărești decât pentru că am încălcat pe iarbă. În ce clipa să spun? În care tu încalci proprietatea, ăla scoate pușca, îi zice, pleacă sau te împușc. Deci poate să escaladeze imediat. Eu zic că nu. Eu zic că te apuci, faci un asediu în jurul ăla și ăla nu mai iese din casa aia, moare acolo. Criminalul respectiv. Criminalul, da. Da? Deci n-ai nicio problemă și aștepți să zicem până pleacă ăsta de acasă, da? Și atunci când nu mai poate să te mai ui, intri peste el și-l omori. Asta seamănă da? Cum a stat ani de rândul Assange în ambasadă. Păi știam că stă ăla toată viața. Asta e. Stai acolo, peste drum. Da. Nu poți să intri peste. Deci poți să-i calci proprietatea, da? Dar dacă te-a pus, pui în pericol alte vieți, da? Calci proprietatea și ești responsabil pentru damage. Nu e drept că libertarianismul nu spune asta, intră și te înțelegi. Bine, asta... Libertarianismul spune nu intri. Stai puțin. Asta ar fi într-o situație. Asta e greșeala lui Nozick, știi? Când generează stat. E o chestie de genul ăsta, știi? Agenția dominantă te ia client și te despăgubește ea cumva. Or, nu spune asta libertarii. Că îți trag o palmă și dă 100 de euro. Libertarismul spune că nu trebuie să dai o palmă. Corect. Dar o rezolvare la situația asta în care trebuie să intri este că oamenii ăștia nu sunt pănicării, ci au și ei agențiile lor, tribunale, canale de negociere. Adică riscul. E fratele psihopatului și asumă riscul. Ok, dacă e o situație de asta, da, și asumă riscul. Dar în restul vast al situațiilor, s-ar găsi soluții. Prin negocieri, prin... Da, plus că poate citește libertarianism și își dă seama că... Să-i convertește. Da. Dar e o întrebare, într-adevăr, dacă e... Tendința mea asta era să cred că da, cum să nu intri? De ce să nu intri? Ok, hai să schimbăm scenariul. Nu spune că nu e probabilitatea ta, știi? Dar e interesant, știi? Cred că Rothbard, primul instinct al lui, la fel ar fi. Poți să intri. Dacă escaladează, e nasol. Dar doar încălcarea mi se pare că rămâne în regulă. Știi că ai genul ăla de povești în care poți să intri pe teritoriul cuiva și să salvezi pe cineva, dar tu n-ai voie de la proprietar. Ce faci? Sau iei extintorul sau figuri din asta. Și mie mi se pare, atâta vreme cât nu escaladează, ofensa este foarte mică, că am călcat iarba, am luat extintorul, tralala. Libertarianism. Îmi asum că costul ăla. Păi da, dar n-ai voie să faci libertarian. Normal că n-ai voie. Libertarianismul nu zice, zice că n-ai voie. De-aia am și asum costul. Ăsta de tip Rothbard. Nu, deci dau ăla de tip Friedman ar zice, fac un calcul de utilitate și da, intru și...
În timp ce ăsta de Ted Robert ăsta trebuie să fie. Nu, n-ai ce căuta. Păi stai. La fel ăsta, ca pâinea în deșert. N-ai voie să ăsta, iei pâine. Asta e regulă. Exact. Ăsta e etic. Ăla vrea să-i sinucidă pe un pod. N-ai voie să pui mâna pe el. Costel, ăsta e etic. Îi dă dreptate situației Duvalii în care ăla escaladează, are dreptul să escaladeze? Da, pentru că principiul zice să nu calci la mine. În același timp, eu în bază... Ce înseamnă escaladează? N-are voie să tragă în timp. Nu, dar zice, pleacă, tragi pe lângă, mă rog, nu știm cum escaladează. Dacă tragi, poate să tragă. Că ești amenințare iminentă. Păi da, dar tu ești la el și el zice, eu nu trag până nu, dacă nu pleci. Dacă nu trag, nu trage. Ok, nu, dar nu intrăm în amănuntele astea cum escaladează. Da, i-ar da dreptate proprietarului să escaladeze, zice, vă rog să plecați că vom puști. Trespassers will be shot. Nu, dar interesant. În același timp, da, eu îmi asum un calcul, tocmai pentru că n-am voie să intru, dar pot să-mi asum un calcul. Știu că o să trebuiască să plătesc extintorul, iarba, deranjul, mă rog. Da? Pentru că am intrat și am făcut. Mi se pare că nu se ceartă aceste două situații. Deci eu nu mă opresc să intru. Nu-ți dau un curs moral. Păi chiar tu aduceai obiecția asta mai de mult când aveam o conversație. Mm. Și tu ziceai nu în situațiile limită și acolo constrânge acțiunea libertarianismul. Știi? Mm. Dacă e un conflict între moral, moral care spune hai să-l prindem pe nenorocitul ăla, și libertarian care spune nu intri, că ești trespasser, prioritar e ăsta libertarian. Păi e. Păi dacă e, înseamnă că nu intri. Păi nu, dacă e, nu, dar contează, contează și preferința proprietarului. Deci dacă proprietarul e super libertarian, ești tu și zici la mine nu intri, ai dreptate, nu intri. Dar dacă eu știu că tu, că eu pot să-ți calc iarba, o să calc iarba, tu zici, mă, dă și tu 10 lei pe iarbă. Da, înțelegi ce zic? Noi nu discutam cazul simplu în care ți-l dă proprietarul. Normal, da, era și greu cazul, că așa, na, ți-l dă proprietar și nu mai avem nicio... Eu voiam să aduc, să nuanțez că contează, iată, și preferințele. Da, da, cum să, da. Cum să. Dar ideea e că n-ai free pass. Nu, n-ai free pass, nu, deloc. Dar ideea e ca și la avort, când am zice, păi nu, că mama nu vrea să-l avorteze. Despre ce mai discutăm, că nu mai avem conflictul, știi? Da, da. Problema e că îmi vrea să-l avorteze și întreba dacă e crimă sau nu. La fel și aici, dacă ți-l dă proprietarul, nu mai e niciun conflict, știi? Nu, deci n-am zis niciodată de free pass, am zis că sigur ai cheltuieli. Problema e că nu vrea să ți-l dea, nu frate, da, nu ți-l dă. Nu ți-l dă, nu ți-l dă, aia e. Sunt atâtea situații și astăzi, că tot timpul dăm exemplele astea. Că statele între ele... relațiile sunt cam anarhice. N-ai un super judecător, un super ascultat de toți. Și așa acum situații în care Cutărescu se ascunde nu știu unde. Rusia nu-l dă pe cine în Rusia? Snowden. Uite, nu-l dă. Ce faci? Da, sau de-ai noștri care... Chiar ce-au făcut America? Din trei l-au mai dat nimic. Da, exact. Sau fugi în țări fără înțelegere de extradare. Și noi discutăm acum ce se întâmplă cu un vecin care nu îți dă criminalul, trala. Ai înțelegere de extrădare a unui om dovedit? Pentru că el zice, îl țin aici că eu cred că e nevinovat. Să dovedește absolut că e vinovat și tot nu ți-l dă. Aia e. Ok, lumea o să-l boicoteze, o să-l ostracizeze, o să-l încurce, o să-l deranjeze până când... Rezistă sau nu? Poate rezist, fi și treaba. O pauză dreaptă, știi? Adică exact. Rușii să aibă dreptate, știi? Oamenii așteaptă niște soluții pe înțelesul lor pe care tu să le explici. Dar cum ai face cu tare? Oricare din soluțiile propuse nu poate să-ți garanteze nimeni că semnă. Totul poate fi corupt. Și legislativul, și executivul, și armata, și mass media, și mai cine? Și toți ceilalți vecini din societate pot fi corupți de promisiuni, de propagandă, de trala. Totul poate fi corupt. Păi și cum atunci? Nu ne apără nimeni? Păi, ba da, noi trebuie să conlucrăm. Ideea foarte că greu. Reduci corupția, știi, prin asta descentralizare. Exact. Că reduci corupția. La fel cum conflictele ar fi mult mai mici și corupția ar fi mult mai mică. Ah, uite asta de... vreau să zic, adineauri. Uite că Rothbard când își pune problema, bă, da, dacă o agenție de aia de oia razna. De protecție, începe să atace. Un răspuns poate fi securitatea colectivă, știi? Și e răspunsul pe care îl dă și el. Se unesc mai multe agenții. Păi și de ce te deranjează în cazul statelor când fac NATO și nu știu ce, știi? Acolo da, e răspunsul.
Dacă unii o iau razna, te apără celelalte agenții, cooperează, nu? Ok, adică răspunsul e taxare. Alianța are... Nu, hai da. Să zicem că sunt, să zicem că n-ai sunt anarhocapitaliste, știi? Strict voluntare. Da, ai nevoie de cooperare, știi? Dacă te atacă rușii, nu o să respin... Nu o să... Nu o să stai tu singur București, și toți să uită în alții. Yes. Deci ideea de securitate... Înțelegi care e contraexemplu? Că el spune, nu domne, că asta doar îți amplifică conflictul. Avem Ucraina, s-a băgat și UE, s-au băgat și japonezii, că nu mai vor cu rușii. Deci e o chestie planetară. Uite ce rău e. Dar tu poți să spui, nu, poate să fie și o soluție asta. Apărarea colectivă. Una este aper singur, una este aper cu toți europenii, știți? Și eu vreau să mai zic ceva. S-ar putea să fie momente în istorie, în viața omenească, în care ai nevoie de niște conflicte în care se rupe o pisică. Nu trebuie să ridicăm în slăvi mereu pacea cu orice preț. Subliniez cu orice preț. Deci pacea e bună. Trebuie să fim deștepți. Deci trebuie să nu fim moi. Ce-ar fi ruperea aia pisici? Poate să că... dai un șut în cur cu ei. Poate că era nevoie de acest conflict. Sau... Poate greșesc. Nu vreau să militez pentru asta. Dar nu e complet evident că vrem să se oprească conflictele. Stai puțin, poate ai de oprit un agresor. Sau poate pacea aia nu e pace. E de fapt un conflict mognit și care... Bine, aici trebuie să fie ținem ce am mai discutat, nu știu, vreo două emisiuni în urmă. Dar cu pe gena geopolitică mondială, câți poli e mai optim să ai și așa mai departe. Da, atunci când ai o grămadă de poli, cel mai probabil nu o să ai conflicte, dar trebuie să ai o grămadă, în sensul 50, 60, 70. Când ai 2, dai în războiul rece. Când ai 3, ai o problemă. Război cald. Iată. Uitați. Se aliază și... Nu, da. Sau 2 să bați, al treilea câștigă. Unul intră de tăpăi la doi. De mereu unul intră de tăpăi la doi ca, da, să, da. Se, ca să, se, să se toace între ei. Mai e ceva? Cred că mai. Asta mi s-a părut semnificativ cu faptul că poți avea, inclusiv în lumea de azi, și că ți se pune, te aduce obiecția asta a lipsei de realism libertarian. Ne atacă rușii și nu avem ce face. Și poți spune, uite, poți avea armate private chiar și pe situația actuală, știi? Acțiunea acelui stat, chiar dacă statul e o organizație mafiotă și nelegitimă, acțiunea ar fi non-cărcitivă, ar fi voluntară, ar fi dreaptă. Yes. Dacă e finanțată privată. Și asta ar fi mai puțin imposibilă, să spunem, decât anarhocapitalismul. I can freedom in our time, știa. Da, eu ce aș recunoaște aici ca merite în capitolul ăsta e asta... explicitarea războiului, diferenței dintre conflictul dintre indivizi și conflictul dintre state, care e într-adevăr o chestie puternică. Explicația, dacă războiul nu e neapărat rău, dar ca politică libertariană, dar dorești să se termine și să se rezolve rezolve totul la nivel individual, dar războiul în sine e un concept colectiv. Da? Și iar pe politică externă, că scopul libertarian ar fi să fie bine. Să lupți pentru demantelarea, dar aici eu aș avea o adăugire la ce spune Rothbard, să lupți pentru demantelarea și reducerea puterii statului. În măsura în care poți să îi substitui funcția de apărare externă, perfect, go for it. Dar altfel aș spune că contează mult să lupți și pentru demantelarea puterii statelor care ar putea să-ți fie ostile. Adică atâta vreme cât există o umbrelă de asta, nu trebuie să o susții, știi? Dar nici nu trebuie să faci găuri în ea cântună afară. Adică ce zic este așa. Că uite, să spunem din perspectivă americană, dacă Rothbard scrie, are, din păcate capitolul ăsta este viciat de o perspectivă americană centrică, puternică, n-are nicio cunoștință a subterfugilor istorice din Europa de Est, cel puțin, da? Dar din perspectivă americană,
Pe tine te interesează nu numai să faci, să faci libertarianism în America, dar te interesează să faci, să faci libertarianism și în China și în Rusia. Că doar în felul ăsta o să se mențină echilibrul ăla și nu o să, n-o să pățești nimic. Cât despre, din perspectivă românească, a zice că e același lucru. Eu mă gândesc că la, în episodul 101, că vorbeam de asta, că unde ar fi propice să apară libertarianismul. Știi? Și locurile pe care le-am dat, atunci ce? Am spus Barbados. Undeva o insulă, undeva în, Barbados. Undeva în mijlocul oceanului, da? Să fii, să fii departe de, să fii departe. Bine, să putea să apară și în drumul taberei. În sensul ăsta să se și stăpânească. Are ceva rustic. Da. Așa că asta, atâta vreme cât ești legat pe continent de state expansioniste, da? Atunci interesul libertarianului nu e numai să faulteze statul lui, care rămâne un interes legitim, dar să schimbe cultura pentru apariția libertarianilor și în statele alea. Ca să nu se faulteze singur. Ca să nu se faulteze singur. Tu zici să renunci la arme, dar să și le păstrezi, de fapt. Să renunți la folosire. Nu, să nu renunți la arme. În niciun caz să renunți la... Să iei armele statului. Să le folosești în continuare, dar ca privat. Nu, dar, mă ironic, ca dar formularea din Caragiale. Se schimbe, dar da, să le și păstrezi. Să no. Ține-le și mai aproape. Da. Altfel, da, capitolul e... Nu, e, ne place statul, dar să fie privat. E greu de digerat pentru cineva cu experiență și cu un pic de cunoștință de istorie, felul în care prezintă da, el evoluția Uniunii Sovietice, e sub orice critică de a ajunge la... Și ce vreau să subliniez este că hai să-i permitem un păcat, mai ales că problema lui aici pare să fie una localizată, să nu aruncăm cartea cu totul, știi, doar pentru că, ok, în capitolul ăsta a luptat puternic. Adică, că am auzit, te apuci și spui unuia, băi, ai citit Manifestul Liberal, știi povestea aia, da, și da. Ți se răspunde, da, am citit capitolul 14. Și nu mi-a trebuit nimic mai mult. E, în afara capitolului, noi sperăm că restul episoadelor v-au arătat că e mai mult. Da, da, e un duș rece și pentru conservatori, știi, care au domnul americane, știi? Asta da, da, asta. Stand with Israel și nu știu. Mă, frate, tu stai și cu, inclusiv cu crimele lor, știi? E bine că au dat cu o bombă nucleară în Japonia, știi? Păi să vedeți că așa și putem că... Păi exact. Poate să o întoarcă, să zic că s-a oprit conflictul. Aia a fost sfârșitul războiului și... Sunt oameni creștini care susțin asta și tu îi zici, păi nu știu, e ok să omor copii din punct de vedere creștin, inocent, știi, e bine. Chiar dacă opresc, poate, un, chiar dacă opresc un conflict. Văd, uite, poate ești foarte creștin. Ce spune Iisus? Spune că e bine, mai ales când și câștigase războiul, deci erau terminat, știi, a fost... Stai. Că e un duș rece. Stai că e mult dus. Depinde. Dacă te referi la a doua bombă, da. La prima nu câștiga să rând război. A fost a doua bombă. Care a fost a doua bombă, teoretic, a fost dată mai mult. Cât a fost timp între ele? Nu știu, câteva zile, nu mai țin minte exact. Dar ideea e că între prima și a doua veniseră la masa relativelor și acceptau să se predea necondiționat. Și oricum le-a mai dat una. După prima. Și le-a mai dat una, dar a doua bombă teoretic le-a dat-o, au dat-o din două motive. Sigur, reprobabilă și prima, da? Păi și nu câștigai, dacă nu dădeai cu nicio bombă, nu câștigai războiul? Nu câștigai războiul? Pariul lor a fost că nu, mă rog. Există, eu cred că erau curioși să vadă cum face poc. Evaluări care susțineau că războiul ar mai fi putut dura încă câțiva ani de zile. Și îl câștigai. Și
aveai în continuare morți în rândul, adică mult mai multe morți, de milioane, vorbim de milioane de morți în rândul americanilor. Deci ai micșorat numărul de morți, figur. Ai micșorat morții tăi. Dar a doua, de exemplu, asta nu e absolut nicio îndoială, a doua nu era necesară, a mai fost rezistă, dată în principiu pentru ruși. Puteai estima că mai rezistă? Da. Japonezii? Da. Da. Ok, mă rog. Maybe. We don't. Dar trebuie pusă și asta, uite, când cineva apără drepturile individuale, trebuie să pui și așa problema. Măi, e ok să omori, nu știu, indivizi, copii, că văd că ești foarte religios, știi? Că ești conservator și ești cu Biblia, ești cu asta, știi? Cum e? E bine? Păi nu ca americanii, uite, când au zeci de mii de copii în Irak, ce? Deci care e? No. Păi nu că eu sunt cu drepturi individuale și că leftiștii au distorsionat. Mă, deci tu spui că Dumnezeu spune că e să omori inocent, nu? Aici poate să spună că, că distorsionezi. Nu, nu, cred că nimeni nu ar spune că... Dar mă rog, nimeni care discurs, să se... Ăsta e discursul neoconservator la nivel demagogic. Dar dacă e să luăm oameni în sine, da, la care putem să ne gândim, cred că dacă spui, păi e ok că au murit civilii, o să zică nu e ok, era necesar, dar o să zică nu e ok. Adică o să-ți conceadă faptul că a fost o crimă. Ești prea optimist, nu, Robert? Nu cred. Avem multă încredere. Da. Acestea fiind spuse, mai avem un capitol care se ocupă de strategie și ne despărțim de rock part. Da, lacrimile au fost doar pe parcursul capitolului ăsta. Pentru Costel Stavarache, Alexandru Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu. Vă rog în libertate, că e mai bună decât toate. La revedere! Au revoir! Au revoir!